Bună ziua, stimați participanți. Mulțumesc doamnei director al Centrului Cultural pentru că ne oferă această posibilitate a unui nou dialog în atmosfera atât de frumoasă a acestei instituții. Mă bucur să vă anunț că alături de mine este sfinția sa, părintele profesor universitar, doctor în teologie, doctor în filozofie, conducător de doctorat, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul, sfinția sa, părintele Ion Popescu. Bine ați venit, sfinția voastră! Bine v-am regăsit! Mulțumim foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră și pentru că ne onorați cu prezența și cuvântul dumneavoastră și de această dată. Am propus cu asentimentul sfinției sale să discutăm astăzi despre o temă importantă, atât pentru aspectele sale spirituale, cât și pentru aspectele imediate ale vieții noastre, și anume transcendență și imanență în marile religii ale lumii și în filozofie. Trăim o epocă în care cuvântul sau sensul cuvântului post, ceea ce este după, vorbim de postmodernism, postumanism, au sensuri care duc la degradarea ființei umane, la înjosirea omului din demnitatea lui de ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de transformarea lui într-un simplu individ, angrenat într-un mecanism inexorabil al unui determinism social, considerat ca fiind sigur capabil să-și rezolve singur sensurile și semnificațiile existenței, fără a mai avea nevoie de sprijinul lui Dumnezeu. Această tendință deosebit de periculoasă, de profanare, practic, a existenței sacre a omului, este combătută, este infirmată de numeroși teologi, oameni de cultură, oameni de știință, printre care și părintele profesor Ion Popescu. De aceea am propus această temă. Un alt motiv ar fi sensurile și semnificațiile noțiunii de transcendență și imanență, o preocupare permanentă a omului care a devenit conștient de sine, conștient de existența sa, transcendența care înseamnă, într-o primă accepțiune, ceea ce este dincolo de lumea determinismului natural, necreatul ca atare, dar care înseamnă și ceea ce nu este perceptibil, nemijlocit, sensibil, a fost preocuparea unor doctrine religioase, începând din cele mai vechi timpuri, asiro-babilonenii, mesopotamienii, egiptenii, au căutat rezolvări la problema transcendenței, inclusiv personificarea unor zeificăți, budismul, foarte important, hinduismul și religia mozaică, sunt câteva exemple, sigur culminând cu creștinismul, și, bineînțeles, în filozofie. În filozofie, gândirea filozofică a avut în vedere acest raport între imanență și transcendență. Ne gândim și la filozofia greacă, în primul rând, Parmenide cu al său unul, nemișcat, absolut, dar și la ideile lui Platon, ajungem la Hegel, la Schopenhauer, Plotin, de asemenea, Toma de Aquino, filozof și teolog, și Heidegger, enumerarea ar putea continua. Un alt motiv pentru care am propus această temă este și a face o prezentare a unei cărți deosebite scrise de părintele Ion Popescu, alături de noi astăzi, Transcendență și imanență, apărută la o prestigioasă editură, editura Paideia, o îmbinare între teologie și filozofie, practic o privire a problemelor teologice din perspectiva filozofiei în aceste conotații, adică tema transcendenței și tema imanenței. Dincolo de orice prezentare, o să îmi permit să citesc cuvintele pe care ilustrul nostru academician și profesor Gheorghe Vlăduțescu le are despre această carte deosebită.
Iată ce spune părintele, ce se spune academicianul Gheorghe Vlăduțescu. Părintele profesor Ion Popescu, teolog, dogmatician, cu o reputație solidă în materie, este în joc secund și filozof. Nu doar pentru a fi dobândit și titlul de doctor în filozofie. După acela în teologie, părintele îl obține și pe acela în filozofie, nu pentru a mai adăuga unul. Se va fi supus un exercițiu metodic pentru a deprinde tehnica, logica, stilistica filozofării și pentru a-și întări înțelegerea atât de necesară în credințării. Doar, cum ziceam o scolastic, pe cât înțelegem, mai bine credem, mai mult și pe cât credem mai mult, înțelegem mai bine. Părintele Popescu vine în această carte ca teolog care dialoghează cu filozofia, în primul rând pentru teologie, dar și în al doilea rând pentru filozofia însăși. Atât de polisemice, prin diversitatea semnificărilor, transcendența și imanența, nu pot fi bine înțelese decât prin exercițiul dialogal, prin care părțile, pe cât se instituie, atât se presupun reciproc. Scrierea aceasta a părintelui profesor Ion Popescu este despre acest dialog între imanență și transcendență. Vă felicităm, Sfinte Părinte Profesor, pentru această carte deosebită și vă rugăm să aveți inspirație și hale la Dumnezeu să scrieți și în continuare și alte asemenea lucruri. Vă mulțumesc! N-aveți pentru ce, mare bucurie pentru mine. Sfinte Părinte, haideți să începem dialogul nostru, așa cum anunță și tema, să discutăm despre această problemă a transcendenței și imanenței. Aș propune să începem de la marile religii ale lumii, dacă doriți, și cele monoteiste, dar și alte orientări religioase, unde întâlnim acest dialog între transcendență și imanență. Da, vom vorbi despre cinci mari religii, și anume, în ordinea aceasta, hinduismul, budismul, religia mozaică, islamismul și creștinismul, cele cinci mari religii. Hinduismul este o religie extrem de veche, care a apărut în Extremul Orient, în India. Hinduismul are mai multe etape. Este hinduismul brahmanic, hinduismul clasic, da? Apoi este hinduismul upanishadic, al upanishadelor, da? Și a treia etapă este hinduismul când a apărut marile opere, mari lucrări, și anume Mahabharata și Ramayana. Și dincolo de aceste trei faze foarte importante în istoria acestei religii extraordinare, da? De-a dreptul extraordinare, întreaga teologie hindusă care s-a dezvoltat mai apoi. Trebuie să fac o precizare, și anume că budismul și jainismul, da? Precum și alte forme hinduse, cum ar fi budismul tibetan, da? Religia japoneză, shintoismul, da? Și budismul japonez, cu folosul sui generis, sunt ramuri ale hinduismului clasic. Cu alte cuvinte, în această manieră trebuie vorbit și, mă rog, comentat relația dintre transcendență și imanență, începând cu hinduismul clasic. Hinduismul clasic sau brahmanic este politeist. Avem acolo, un panteon al zeităților hinduse, da? Zeul cerului, zeul pământului, zeul furtunii și așa mai departe, da? În schimb, hinduismul de mijloc sau brahmanic, upanishadic, când a apărut marele Upanishad, avem o formă de religie de un alt nivel, și anume de un nivel metafizic impresionant. Acum au apărut marile creații ale acestei Upanishade, care au condus la dezvoltarea, la evoluția hinduismului clasic, unde religia din hindusă din politeistă devine panteistă.
Panteismul hindus diferă de panteismul occidental, apusean, mai vorbesc de panteismul modern, are o anumită specificitate a lui și dacă ne înscriem în acest raport dintre transcendență și imanență, va trebui să ne referim la relația divinității supreme și absolute cu întreaga realitate. În esență, hinduismul upanishadic vorbește despre identitatea, ca să spun așa, dintre divinitate și om. Deci există o ierarhie în procesul ieșirii din sine sau a emanației din sine a lui Brahman. Brahman nu este acea zeitate politeistă aparținătoare hinduismului clasic. Brahman este unul, este divinitatea supremă și absolută, este unul și îl numesc în sanscrită Nirguna Brahman. Adică Nirguna Brahman este divinitatea fără atribuție, care este acategorial, Nirguna Brahman. Da? Sigur, întâlnim acest proces în toate religiile din lume, da? Pentru că aici este de fapt problema dintre transcendență și imanență, are în sine însă și problema raportului dintre divinitate și lume, dintre divinitate și lumea fenomenală care apare sub simțuri. Problema se pune așa, dacă divinitatea este absolută, da? Vorbim de o anumită absolutitate sau absoluitate, care este resortul care determină să iasă din sine, să iasă în planul fenomenalității? Dacă ea este totul, da? Pan, pasa pan, adică tot. Și este o mare problemă. Numai că în hinduismul upanishadic, acest proces al ieșirii din sine se explică prin faptul că divinitatea în totalitatea ei, că lumea fenomenală face parte din divinitate. Divinitatea non-manifestată, da? Nirguna Brahman, împreună cu tot ce este în planul fenomenalității, conțin sau fac parte din unica realitate care este divinul. Adică avem aici cu totul o altă viziune, dacă vreți să comparăm cu gândirea greacă, cu totul cu altceva. Acolo, de exemplu, avem dualismul platonician, care este foarte clar. Aici Platon este dualist, hinduismul este panteist, da? Adică totul este Dumnezeu, pan, pasa, pan, totul este Dumnezeu. Deci, procesul acesta al ieșirii din sine, da? Atenție, hinduismul este panteist fiind, este eternocentrist. Adică, ce înseamnă eternocentrist? Adică, totul este se mișcă într-un cerc. Nu avem linia orizontală cu început și în sfârșit. Totul este în cerc. Acest cerc, conceput eternocentrist, implică infinitatea. Adică, divinitatea ca și lumea fenomenală nu are un început și un sfârșit. E dintotdeauna. Totdeauna, tot ce se petrece, această trecere din planul ascuns al divinității, non-manifestal, da, acategorial, și fenomenalitatea care apare, da, e veșnică, este eternă, adică este biciuitor pentru spirit, este fascinant în același timp. Da. Deci, da, și totuși, da, ei vorbesc despre Saguna Brahman, care este tot este acel Nirguna Brahman, adică necunoscutul, non-manifestatul, acategorialul, care este din sine, mai înspre planul fenomenalității și îl numesc Saguna Brahman. Dar avem iarăși o aruncare în afară, în planul fenomenalității, același Nirguna Brahman, care devine, iată, prin ieșire din sine, Saguna Brahman, devine Ishvara. Ishvara care este divinitatea yoginilor. Ishvara. Ishvara, divinitatea yoginilor. Da? Dar din acest Ishvara produce în planul ieșirii din sine sufletul universal. Da? Atman sau sufletul universal. Da? Atman, da? Adică un suflet universal. Sufletul universal care la rândul lui generează în planul fenomenalității sufletul sufletele, ca să le spun așa, ca forme,
noi trebuie să ne adaptăm foarte mult mintea și gândirea ca să înțelegem. Pentru că noi gândim în categorii europene, ale gândirii europene, ale filozofiei europene, ale gândirii creștine, care e totul altceva. Adică trebuie un efort de contemplare, de meditație ca să înțelegem. Adică pentru că nu există suflet individual, da? Ceea ce animă trupul unei ființe umane vii este un suflet care e o parte a sufletului universal. La rândul lui sufletul Atman este o parte a lui Ishvara, a treia avatar al divinității. La rândul lui Ishvara, dacă urcăm pe scară, este Saguna Brahman și așa ajungem înapoi la Nirguna Brahman sau divinitatea nu manifestată. În acest sens, în gnosologia hindusă, sigur că aduc aminte cărțile noastre, teologie dogmatică, când eram la școală teologie, într-un anumit manual, nu vreau să-l numesc, da? Se spune acolo că avem o prefigurare a Sfintei Treimi în hinduism, și anume cele trei, Brahma, Vishnu și Shiva. Brahma, Vishnu și Shiva. Este o palidă prefigurare, pentru că nu există niciun fel de legătură între creștinism, între Sfânta Treime, că iată suntem în spațiul acestei mari sărbători, Sfânta Treime, și gândirea hindusă. De ce? Pentru că Brahma, deci nu Brahman, Brahma, Vishnu și Shiva, acestea sunt forțe impersonale ale A-categorialului Nirguna Brahman. Trebuie să facem un efort să înțelegem gnoseologia hindusă vis-a-vis de aceste trei forțe, trei forme ale unicii divinități care este Brahman. Da? Brahma este conceput cu o forță ca o uzină, să-mi imaginăm o uzină, care face trecerea de la energia inteligibilă, spirituală, da? la energia liberă, ca să spun așa, energia cosmică liberă, care este o formă, un avatar, dar care este și sensibilă, dar o libertate extraordinară, e maleabilă, e ductilă, e fluvială, cum ar fi apa, de exemplu, în gândirea Sfântului Vasile cel Mare, că spune Hexaimeron, când spune că materia originară era asemănătoare apei, dar nu identică cu apa mării și oceanul, având acea maleabilă, acea fluiditate, acea transparență, acea luciditate. Acesta, iată, vedem, Brahma transformă energia invizibilă, spirituală, inteligibilă, într-o energie care intră deja în planul personalității. Da, din această energie liberă, prelucrată de divinul Brahma, da, Vishnu, a doua divinitate care este pozitivă, pentru că în India avem un cult uriaș al lui Vishnu, vishnaism, și un cult uriaș al lui Shiva, shivaism. Da? Shiva, care e tot o formă, care tot o manifestare a lui Nirguna, a lui Ishvara, a lui Saguna Brahman, tot el este, peste tot este el, adică Dumnezeul hindușilor, care este el, care coboară pe o scară, în diferite forme descendente, da? Acest Vishnu, care este o zeitate pozitivă, organizează în forme, în structuri, tot ce există, adică ipostaziază materia originară în forme, multiple, numeroase, nesfârșite forme. Da. La rândul lui, demonicul Shiva, care este o divinitate malefică, da, este cea care, pe de o parte, construiește forme, dar le și distruge. Le zidește și le distruge. Le zidește și le distruge. Le zidește și le distruge. Între uzina Brahma și Shiva, distrugătorul, creatorul, zicătorul, este Vishnu, care, forma divinită care echilibrează, da, acest raport între creație și distrugere. Creație și distrugere. De exemplu, într-un Upanishad, de Chandogya Upanishad, un anume Svetaketu îi spune fiului său, o, fiul meu, spune așa, tu ești cerul, tu ești pământul, tu ești marea, tu ești nisipul, tu ești papagalul roșu, tu ești divinul Brahman. Gnoseologia, adică tu ești tot.
Și în altă Upanishadă spune, el este, adică Brahman, eu însumi. Auziți, bulversând gramatica. El este Brahman, eu însumi, mai mare decât lumea. El este, adică Brahman, eu însumi, adică eu sunt Brahman, mai mic decât bobul de orez. El este, eu însumi, auziți? Așa se traduce, că altfel se poate traduce altfel. Arată, scuze, evidență, identitatea dintre Brahman și ființa umană. Ființa umană fiind o manifestare a divinității, da? Mai mare decât muntele. El este, eu însumi, mai adânc decât marea. Formulele astea sunt nesfârșite. Vor să scoate în evidență. Și spune, o, fiul meu, Arjuna, Tadvamasi, în sanscrită, tu ești acela, tu ești porumbelul, tu ești fluturile, tu ești papagalul roșu, tu ești papagalul bororo, Tadvamasi, tu ești acela. Adică, ce înseamnă asta? Deci, la o parte, vălul ignoranței al neștiinței, acesta este fundamentul gnoseologiei hinduse clasice, da? Deci, la o parte, vălul ignoranța neștiinței numit avidia, ca să realizezi că tu ești Dumnezeu. De aceea în hinduismul upanishadic, da, conștientizarea faptului că ființa umană este, face parte, e o parte din divinitate, da, înseamnă alungarea neștiinței despre asta. Pentru că avem polaritatea, vidia care înseamnă cunoaștere, vidia, și avidia care înseamnă necunoaștere, să dea la o parte vărul ignoranței al necunoașterii, ca să realizezi că tu, de fapt, ești o formă sau o parte a divinității a lui Dumnezeu. Desigur că se folosesc foarte multe metode și practici, dintre care yoga, sunt două sisteme filozofice, Samkhya și yoga, da? Cele două școli, școala Samkhya care pune accentul pe cunoaștere rațională științifică și yoga pe contemplație și meditație. Deocamdată atât, mai vorbim despre hinduism. Da. Mulțumim, părinte. Sigur că sunt foarte interesante ceea ce ne-a spus, ideile dumneavoastră. M-aș vrea să mai rămân mai o singură chestiune în legătură cu existența imanentă, existența fenomenală, pe care, după câte știu, atât hinduismul cât și budismul le consideră ca fiind într-o permanentă transformare, fiind într-o permanentă trecere, într-o instabilitate accentuată, dar și posibilitatea ființei umane de a se uni cu divinitatea, de a deveni Brahman, așa cum spunea și dumneavoastră, e adevărat impersonal, în nirvana se contopește cu infinitul, cu totul, dar dispare ca personalitate. Nirvana în budism. În budism apare mai mult această chestiune. Este interesantă această corespondență dintre transcendență și imanență, așa cum bine a descris-o dumneavoastră în filozofia hinduistă, care prin vedele și celelalte scrieri ne dau aceste informații și aceste meditații deosebite. Să vedem și despre budism câteva cuvinte. Mai am de spus, da, ceva, adică am foarte mult de spus, dar nu putem într-o singură emisiune despre hinduism. Asta pentru că nici nu prea e cunoscut și nici nu se dorește. Am avut bucuria să particip la decenatul de doctor a unui român care a studiat la Londra hinduism. Am fost în comisie introdus de domnul academician Văduțescu și poate cu altă ocazie vom vorbi despre teza doctorală, că este foarte importantă. Am rămas stupefiat de faptul că membrii comisiei nu știau mare lucru despre lucrarea asta. Preopinentul mi-a spus la sfârșit, dezamăgit, că putea să susțină la Londra pentru că avea profesori în India, da? Dar dorința lui ca român a vrut să aducă în România și la Facultatea de Filozofie, prima din România, un curs de filozofie hindusă. Dar se pare că nu se dorește și a zis, o să mă întorc la Londra. Eu i-am făcut o recenzie serioasă acestui domn, da? Foarte interesant. De aceea nici nu prea nu se discută la noi, nu se scrie aproape nimic.
a fost Eliade, a fost Sergiu al George, care era specialist în sanscrită și indianologie. Noi nu avem, din nefericire, mari specialiști în indianologie, da? Dar asta nu ne împiedică, pentru că acum există literatură de specialitate, o găsim în bibliotecile, putem să intrăm în biblioteci mari, așa, și putem să, dacă ne facem timp să studiem și să învățăm. Ar trebui, pentru că nu putem să vorbim de marile religii, să facem distinții între ele dacă nu avem un bagaj de cunoștință suficient legat de aceasta. Câteva idei despre hinduismul clasic, pentru că l-am corectat și pe acel doctorand, l-am corectat, pentru că a făcut niște greșeli vis-a-vis de hinduismul din Tibet, da? Și budismul tibetan, da, și hinduismul de acolo. Și anume, în primul rând, nu există suflet individual, clar. Nu putem vorbi gândirea hindusă de persoană. În concepția lor, cauza reîncarnării succesive este tocmai această credință sau conștiință că noi suntem persoane, suntem subiecte, suntem euri izolate de lume, de materie, de energia cosmică, cum spuneați, sau de divinitate. Nu, noi facem parte integrantă cu el. Deci nu există persoană. Deci, este panteismul, este nepersonal, apersonal, da? Este panteism. Omul, de exemplu, la ei, în hinduismul clasic, vorbesc de hinduismul clasic, este compus din 27 de elemente. 27, este un agregat. De vă imaginați acest lucru, da? Deci un agregat, da? N-are legătură. Sigur că ei folosesc calea de liberare, da? Prin contemplație mistică și prin, ca să spun așa, prin yoga, tehnica yoga, școala Sankhya, care e școală științifică, și yoga. Și după aceea, data viitoare vorbim mai mult despre hinduism, vom vorbi despre cele două mari lucrări, Mahabharata și Ramayana, și în special de Bhagavad Gita sau Gita, tradusă de George Coșbuc, care este nucleul sau esența acestei epopei Mahabharata, care a subiectul dintre tribul Pandavilor și Kauravilor, în care Vishnu, eroul Krishna, da, este un avatar al lui Vishnu, adică în acest cult al vishnaismului. Dar trebuie să vorbim și despre corespondența dintre universul fenomenal și constituția umană, despre cele chakrele sau cacrele care există, care sunt implicate, componente ale corpului uman și relația acestei chakre cu universul sensibil. Despre budism a spus că... Da. Da, ar fi interesant să vorbim despre aceste chakre, da? În primul rând este chakra anală, da? A doua este chakra sexuală, da? A treia este... deci oamenii primitivi, spune, să rămân la nivelul acestor chakre, da? Chakra din epigastru, da? Da? Chakra din dreptul inimii, da? Deci aici până la chakra din epigastru sunt cei care trăiesc prin simțuri mai mult, care mănâncă, beau, da, de grosieri, grosolan, ca să nu spun. Chakra inimii este chakra poeților, a scriitorilor, a metafizicienilor. Chakra sau chakra gâtului este cea a cântăreților, da. Da. Și cea mai înaltă chakra este cea din vârful capului, numită lotusul cu 1000 de petale, care este chakra celor eliberați, da, monks. Este vorba de șarpele Kundalini. Aceste chakre sunt trezite la realitate sau prin ele trece cu șarpele Kundalini, da? Un șarpe care pătrunde prin toate aceste chakre sau cacre și ajunge până la acel nivel, este și se întoarce și își prinde coada. Este simbolul panteismului in nuce, al panteismului total sau de plin. Șarpele Kundalini, o energie care este extrem de periculoasă dacă nu e stăpânită de yochin, prin contemplație, meditație, prin asceză, prin post, pentru că ea, Kundalini, are și avataruri negative, cum e divinitatea numită Kali,
care este extrem de periculoasă, pentru că poate să contribuie la îmbolnăvirea yoginului, chiar și la moartea lui. Adică are kundalini, are și o față pozitivă și o față negativă. Da. Mergem mai departe la asta numai ca deschidere de orizont. Putem vorbi despre fiecare mult. Budismul a apărut ca o reacție la nu doar la hinduismul clasic, al Vedelor, Veda, Atharva Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Shur Veda, cele patru Vede clasice. Da. Chiar și ca o reacție la hinduismul sacerdotal, la hinduismul upanishadic, care hinduismul upanishadic are metafizică fascinantă. O metafizică fascinantă. Sigur că aici, dacă vreți ca să concluzionăm legat de hinduism, putem vorbi despre o relație între transcendență și imanență într-o proximitate maximală. Adică divinitatea rămâne în spatele. Este în om, dar rămâne în spatele lui. Rămâne ca transcendent, deși e unit cu el. Îi numim imanență forma în care se manifestă. Îi manifestă el. În realitate, el rămâne transcendent, ascuns. Deci e joc în acest cerc, înțelegeți? În acest cerc. El este, rămâne transcendent. Adică a categorial, chiar și maximă unire cu fenomenele din lume, care sunt emanate, și nu create, că nu putem vorbi aici, da? Iată cum rezolvă hinduismul clasic această relație dintre divinitate și o văd extraordinar, așa o văd ca totalitate, ca plenitudine, în maximă proximitate de divinitate, ascunsul, acategorialul, în toate formele în care se manifestă. Deci, e o religie cu o filozofie fascinantă, da? Este extrem de seducătoare din foarte multe puncte de vedere, sigur. Noi vorbim din afară, dar eu unul, vă spun sincer că sunt îndrăgostit de hinduism. Sigur, este inferior creștinismului, dar una din marile religii, pentru că sunt sute de milioane de oameni care practică această religie și care au ajuns și în Occident, care fac furori, dar la noi e o formă de eclectism, adică la noi sincretism, ca să o numesc așa, legată. Deci budismul a apărut. Vreau să mai întreb, Sfinția voastră, dacă hinduismul, mă rog, și budismul ar putea fi considerate ca o prefigurare a revelației supranaturale, cum apare în creștinism, prin această prezență a spiritualității, a divinității, în tot ceea ce este. Da, ele sunt forme înalte de perpetuare revelației naturale, supranaturale a lui Dumnezeu la începutul lumii. Sunt forme metafizice extraordinare, care s-au păstrat, adevărat, acoperit, mascat, distorsionat din cauza păcatului și a păcatelor, dar forme de păstrare și de intuiție a raportului între ceea ce este absolut și relativ, ce este absolut și contingent. Deci ele pot fi numite ca religii care prefigurează, care pregătesc, sigur, atât religia mozaică, cât mai ales religia creștină, da. Vorbeam despre, da, a fost toată la Casa Republicii, Casa Poporului, acolo s-au întrunit sute de reprezentanți ai marilor religii, unde erau și hinduși, și budiști, și musulmani acolo, și am fost și eu invitat acolo și a trebuit să răspund, am primit poruncă să-mi notez tot și să răspund la tot ce spuneau, și a existat cineva, un teolog hindus, care spunea că Vechiul Testament este apărut din hinduism și am venit cu argumente prin care am dărâmat această afirmație. Sigur, pentru că este incorrectă. Adică, da, este total incorrectă. Și am spus acelui teolog, i-am adus argumentele suficiente ca să înțeleagă că ceea ce a spus el nu are susținere științifică. În sfârșit, hinduismul a apărut ca o reacție împotriva. El e ca o sublimare, ca o anumită sublimare a hinduismului. În sensul că, mai întâi, câteva cuvinte, trebuie să spun câteva cuvinte despre creatorul, întemeitorul budismului, despre Buddha Sakyamuni, care făcea parte, prințul Siddhartha, da,
făcea parte dintr-un trip, s-a cheamă. Tatăl lui chema Suddhodana, era un rege, regele Suddhodana, care avea un imperiu, era, știm din istoria antică a civilizației indiene, că erau foarte multe triburi, lupte, războaie între ei, se războiau, însă Suddhodana, asta regele era atunci, cum să spun eu, era major, cum să spun, era foarte puternic, era un fel de stăpân a multor teritorii, era personalitatea cea mai puternică în mod politic, militar și politic în timpul ăla. Era un om înțelept și din această cauză a dorit cu din toată inima să se ofere fiului său, prințului Siddhartha, da, da, prințului, da, să ofere o viață de catifea, o viață în care să nu cunoască suferința, să nu cunoască boala, să nu cunoască moartea, și a creat un areal artificial pe mii de metri pătrați, da, cu păduri de vânătoare, cu tot lume frumoasă, tânără, toată lumea era sănătoasă acolo, tineret, distracții, chefuri. Într-o zi spune istoria că prințul împreună cu prietenii lui, că făcea să călărească, făcea toate sporturile la vânătoare să călărească, și a trecut printr-o pădure și a trecut granița. A ieșit din arealul acesta și a văzut dintr-o dată trei lucruri tragice. A văzut un mort, a văzut un bătrân cocoșat și un tânăr decrepit de boală, de descompus. S-a oprit și a zis, ce e asta? Și a întrebat pe colegii lui, erau disperați, nu știau ce să spună regele, ce s-a întâmplat. Și i-a spus, în momentul ăla, s-a dus, s-a băut licoare, băuturi alcoolizate din cauza stresului. A fost o traumă uriașă pentru el, da? Da, era un tânăr cu suflet nobil, așa, studiat, el avea profesor, meditator, tot ce trebuia. Și atunci a ordonat ca noaptea să avea un chef uriaș, cu cadâne, cu tot felul de femei, da? Le-a ales pe cele mai frumoase într-o cameră, au băut acolo, spre dimineață când s-a trezit și a văzut corpurile dezbrăcate și disgrațioase total ale fetelor care era acolo, bete și a zis nu. Și a fugit. A fugit de la curtea regelui, s-a dus, a ieșit în afară și s-a așezat sub ascultarea unui yoghin, un maestru gur, pe care n-a fost mulțumit de răspunsurile lui. Asta mă aduce aminte de Augustin, da? Că a fost la Mani, părintele manichismului, și a stat 8 ani acolo și a început să pună întrebări lui Mani și profesorul lui, la care ei n-au știut să răspundă, și a părăsit. Pentru că manichismul este dualist. Da? Așa. Și la fel și l-a părăsit. A plecat. Așa face un elev și părăsește profesorul care nu-l satisface. Autentic, care vrea să învețe. Și ce s-a dus și a început să se autoflageleze, să aplice practica autoflagelării trupului, ca să-i fugă din minte ideile care nu se înscriau pe calea nobilă a cunoașterii divinității, ai liberării, moksha, ai luminării. Da. Nici asta nu l-a dus la eliberare. Și spune legenda, că de fapt este o legendă, da, o legendă, că disperat, căzut de cauză, s-a dus într-o pădure, da? Și s-a așezat la rădăcina unui celebru pom care a rămas celebru, este un pom sfânt, un copac sfânt, Bo, așa se cheamă, Bo, da? Și atunci a avut iluminarea, de sus i-a venit lumina care l-a liberat, se simte liberat, iluminat, da? Moksha, iluminat, deci bodhisattva înseamnă cel care a dobândit iluminarea. Numele de Buddha vine de la faptul că a fost iluminat. Și atunci a început să, dobândind această iluminare, această cunoștință a sensului vieții. Acum mi-aduc aminte că o doamnă pe stradă m-a oprit și m-a întrebat, părinte, care e sensul vieții? Pe stradă. Deci el, toată lumea preocupată, lumea conștientă de sens, care este sensul vieții, da? El a descoperit că ăsta e sensul vieții, lumina divinității, descalzi în lumina divinității a lui Dumnezeu. Atunci a început să predice, să provăduiască. Și imediat a găsit foarte mulți adepți, printre care și frații lui și rudele lui au venit după el. Și mama lui, se spune istoria, da, că la moartea lui a avut în jurul 500 de discipoli. Da.
Acum, la moartea lui, el arește un text cu textul celebre în care spune să le spune iubiților să trăiți, să trăiți ca și cum ați avea dama de drept lampă, să trăiți cum ați avea dama de lumină. Deci, aceste texte care sunt un fel de scriptură a lui lăsat, au fost interpretate în fel și chip. Da. De aceea, budismul actual are două școli. De multe școli care s-au născut după moartea lui Buddha, au rămas două. Marele vehicul, Mahayana, care și are sediu în nordul Indiei, și Hinayana la Bangkok, în sudul Indiei, în timp ce Mahayana este o școală budistă teistă, da? Da? care vorbește despre o divinitate transcendentă, extraordinar. Eu mă mărturisesc că eu am învățat la Facultatea de București după cursurile profesorului Emilian Vasilescu, părinte diacon Emilian Vasilescu, care a fost coleg și prieten cu Mircea Eliade, da? Dar atunci, din păcate, nemții, că ei sunt cei mai mari savanți ai lumii, cei mai serioși, cei mai acrivici, nu studiaseră încă toate textele în pali, s-a scris în textele originale, da? Și că nu se vorbea atunci despre existența unei transcendențe în budism. Budismul era reprezentat ca o morală. Marii cercetători au spus, nu e posibil, este ilogic să consideri o religie care milioane, sute de milioane de adepți, cum este budismul, cu o doctrină de rece, adică restrictivă, moracă, morală restrictivă, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta. Este imposibil, budismul nu este doar morală, este și o religie, și încă o religie foarte puternică, da? Studiind textele, au aflat că dama aceea era revelația, era descoperirea de sus, de la o divinitate care transcende, care depășește. Trăiți cum aș avea, ați avea dama, adică cuvântul lui Dumnezeu, drept lampă. Trăiți cum ați avea dama drept lumină. Adică lumină care să meargă, mergeți pe cărarea ei. Desigur că școala Hinayana din sudul Indiei este, nu acceptă ideea de suflet, nu acceptă ideea de subiect, nu acceptă ideea de persoană și nu acceptă ideea de divinitate. Acum, sigur, în centrul budismului, ca doctrină, o să vorbim și despre yoga, sunt formele yoga în budism, stă ideea de mântuire, dacă gândim în termeni europeni și creștini, de mântuire, adică de eliberare, ținând cont că ei au, există o văzutură despre nirvana. Ce este nirvana? Nirvana a fost considerată mult timp identificată cu neantul, cu nimicul. Da? Eliberarea și trebuie să legăm învățăm despre nirvana de teoria transmigrației sufletului, a reîncarnărilor succesive. Și anume, este vorba de principiul karmic, da, da, și despre roata, roata care se cheamă samsara, roata samsarei, adică, da, care învârtește, da, da, și care îl prinde, ființa umană o prinde în capcanele, mrejele fenomenalității. Și spun teologii budiști, că nu se poate elibera nicio ființă umană care pleacă de la ideea că este subiect, că este persoană, că este separat, că este distinct de lucrurile din lume și de persoane din lume. Buddha a lăsat în urmă calea nobilă octuplă, calea care cuprinde cele opt trepte, octuplă, să seama, cele brațe, metode prin care se poate elibera. El pleacă, iar această cale nobilă octuplă, la el pleacă de la cele patru adevăruri, esența suferinței. Adevărul nobil. Esența suferinței, da? Natura suferinței, originea suferinței, sfârșitul suferinței. Adică cele patru racile care piedici, impedimente,
Și de aceea spunea Buddha, totul este suferință. A fi este suferință. A fi despărțit de cei dragi este suferință. A nu se împlinit visurile care dorește, totul este suferință. Deci iată, budismul pornește de la această idee panuniversală a acestei suferințe care trebuie să te eliberezi. Ori nu te poți elibera dacă rămâi în continuare separat și distinct de lume, de fenomene, de semenii tăi și te consideri un eu, vezi, e total anti-european, total anticreștin, creștină gândirea budistă, total, adică nu are nicio legătură, e tocmai opusă, pentru că în creștinism persoana este misteriu, este taina, la ei tocmai e piedica. Dacă cine crede că e persoană, că e subiect, nu va scăpa niciodată de roata samsarei, adică și se va reîncarna, în vietăți și ființe inferioare. Da, așa cum aceea îmi aduc aminte, am citit o carte de mult, Vid ploile, în care am citit acolo că în timpul ploilor musonice, călugării indieni, dacă sunt nevoiți să plece dintr-o localitate, au niște mături înainte la brâu și mătură cărările pentru ca să nu calce, să strivească gâzele, pentru că acolo, în acele vietăți și gâze, există suflete, părți are sufletului universal, individualizat, în oameni care s-au reîncarnat din cauza faptului că n-au reușit să scape de roata samsarei și au fost prinși în această roata samsarei, da? Această roată și n-au ajuns să se elibereze. După ultimele cercetări, samsara nu este golul sau vid, pentru că eu iau și eu teologie numită suniata. Ce înseamnă teologia suniata? Înseamnă teoria sau teologia plinului vid. E o oximoronică formulă. Adică nirvana este prea plinul vid sau gol. Da? Adică nirvana este, nirvana în sanscrit înseamnă fără posibilitate de manifestare sau de reprezentare. Este o supraexistență, o supraființă, un supraocean de supraexistență în care ajung părțile, părți, elemente ale sufletului universal. Nu este suflet individual, da? Ci se resorbă acolo, în această oceanitate, a unei supraființe, supraexistențe numite de ei. Nirvana, care este egală cu beatitudinea, cu fericirea, această nirvana este absolut transcendentă lumii fenomenale. Este absolut transcendentă lumii fenomenale. Iar tocmai tensiunea sau sensul existenței este ca ființa umană prinsă în această lume a iluzurii. De exemplu, în budism, dacă în hinduism omul este un conglomerat format din 25 de elemente, da? În budism, omul, ființa umană, este format, este un vârteș. Din cauza unui curent energetic, asemenea elanului vital al lui Bergson, da? Care adună ca o centrifugă care adună ființa umană, este un principiu, numit Tanha sau Tana, da? în centrul meu. Acest centru vital din mine se răsucește, da? Și adună dinamic, ajună din materia fenomenală elemente, toate elementele vin și mă compun pe mine și eu sunt un conglomerat de fenomene din lumea, lucruri din lumea fenomenală. Deci sunt conglomerat. Deci iată, omul, nu e, de unde construcție psihofizică, suflet și trup? De unde cele 25 de elemente din hinduism? Nici vorba. De aceea, ființa umană trebuie să scape, da? De acest prizonerat. Spune într-o lucrare a unui mare teolog budist că omul care se lasă prizat de lumea fenomenală este asemenea unei păsări care a fost prinsă în cursă de cleiul păsărarului. Adică păsărarul pune cleii pe anumite ramuri, rămurele într-un copac, vine pasărea și este prinsă cu piciorușele ei în cleiul păsărarului și este prinsă. Este prinsă din nou, nu se zboară, nu se eliberează, adică să ajungă în starea de nirvana, adică de eliberare, de moksha, de iluminare, de fericire, adică dincolo de lumea fenomenală, dincolo de simțul, care este iluzie, lumea este iluzorie, pentru că ea produce suferință. Da. Mă gândeam, Sfinția voastră, tot așa la o posibilă analogie, dar evident numai teoretică, între concepția despre unitatea rațională a firii
Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbea de această unitate a firii, indiferent de modalitatea în care ea se manifestă, și această concepție budistă a unității existențiale prin divinitate, prin transcendent a firii. Sigur, sunt și afirmații ale Sfinților Părinți, potrivit căruia curăcirea de tot ceea ce înseamnă întinăciunea lumească constă printre altele și o inimă miloasă pentru toată firea zidită, adică același respect pe care și budiștii l-au pentru orice creatură, orice mod de manifestare, da, spiritual vorbind, sau această nirvană, mă rog, pierderea personalității, pierderea identității, ar putea fi oarecum asimilată cu infinitatea rea care apare în filozofia lui Hegel, de exemplu. Adică o infinitate impersonală, fără conținut. Da, da, pot exista legături între, numai că la Hegel, care a fost suferința lui Iacob Böhme, există un joc și care vă regăsi și la Heidegger, da? Este un joc între ființă și neființă, da? Este un joc dialectic, este o dialectică, este mai întâi, este un joc între a nu fi și a fi, da? Acolo nirvana este implacabilă, este intangibilă, ea este oceanică, superoceanică, în ea trebuie să intri, ea nu vine. Cum să vă spun, la Hegel un proces iese din sine, în tact de doi mai întâi, între neant și existență, pe urmă, teză, antiteză, sinteză și ajunge, da. Ce vreau să mai spun legat de doctrina budistă, este fascinantă. Eu am avut, știu eu, și șansa și ghidionul să-l cunosc pe Nicolae, pe Nicolae Catrină, locotenentul lui Ioghin ăsta care a fost condamnat, care a făcut ravagia la noi în țară. Da. Și am avut polemici cu dumnealor, mai ales cu Catrina. Da. Mi-am dat seama că yoga care se practică în Europa și în România, școlile de yoga, sunt și pe la noi, sunt și în Pitești și în București, sunt niște școli sincretiste și care sunt departe de realitatea cum este conceput budismul acolo, în India, în China, cum este conceput hinduismul, teologia hindusă, care sunt teologii superbe, eu așa le consider, le-am citit cu aviditate, cu mare bucurie, cu convingerea și mai ales să pot să fac distinția între ele și creștinism, mai ales, adică să nu vorbesc discuții. Adică cel mai penibil este ca cineva să vorbească despre ceva pe care nu-l cunoaște. Adică este... iar noi suntem obișnuiți să facem lucrurile acestea. Aduc aminte că există un mare fizician, Capra, american, care a studiat în Suedia, da, și la școala de fizică cuantică, da, întemeiată de mult de Niels Bohr. Da. El a găsit că descoperirea din fizica cuantică seamănă foarte mult cu daoismul. Și el a părăsit creștinismul și a devenit daoist. Daoist practicant. El un geniu, un savant. Da? Ei, să spun că s-a găsit pe la noi cineva să spună, iată, uite, și Capra, Fritjof Capra spune, vorbește de energii, unele în altele, așa cum spunea Sfântul Grigore de Nisa secolul IV. Greșit. Pentru că daoismul e panteist. Daoismul este panteist și nu are nicio legătură cu personalismul Sfinților Părinți, mai ales Sfântul Grigore de Nisa, care este cel mai mare specialist în antropologie creștină. Adică este culmea antropologiei creștine. Nu pot să spui așa ceva. De fapt, mie, domnul academicien, spun, părinte, vă rog eu frumos, spuneți-le colegii noastre să nu mai iasă să vorbească despre lucruri pe care nu le cunosc, pentru că noi nu facem așa ceva. Noi nu venim să vorbim despre teologie în biserică sau nu știu unde.
Da, în sfârșit. Deci trebuie mare grijă vis-a-vis de lucrul acesta și dacă cineva vrea totuși să practice yoga, da, ca sport, să știe că nu poate fi, yoga sportivă nu poate fi disociată de yoga doctrinară și practică. Cine practică yoga ca sport se va contamina și de doctrina yoga, care este panteistă, da? Care nu are nicio legătură cu biserica și cu Hristos. Da? Sigur că interesantă este și psihologia budistă, interesantă este și psihologia hindusă, da? Sunt foarte frumoase, dar nu avem timp să trecem mai departe și la a treia religie. Mozaică, nu la aceasta, da. Da. Vă rog, părinte, ce putem spune despre transcendență, da, și imanență, da, în religia mozaică? Am zis să trecem mai departe, că nu avem timp suficient. Da, măcar că prindem marile religii. Da. Sigur, mozaismul este de departe religia și n-aș spune religia mozaică. Eu aș spune religia învățătura Vechiului Testament, pentru că suntem creștini, iar Sfinții Părinți au spus că Vechiul Testament aparține bisericii și nu mai aparține poporului evreu. Așa au scris Părinții Bisericii. Eu vorbesc despre ce au scris ei. Adică, sigur că l-au și evreii, Pentateuhul, Tora, Mișna, tradițiile lor, scrise, cu totul altceva. Noi vorbim din perspectiva, ca să zic așa, a Vechiul Testament, da? A cum este conceput relația concepută dintre transcendență și imanență, dintre Dumnezeu și lume. În primul rând, deja am intrat acum în spațiul religiilor monoteiste, da? Monoteiste, da? Vechiul Testament este monoteism, credința într-un unicul Dumnezeu, da? Este revelată, descoperită de Dumnezeu, da? Și atenție, este Dumnezeu descoperit în Vechiul Testament, este un Dumnezeu transcendent și nu imanent, un Dumnezeu care comunică prin Sfinții Îngeri, descoperirea sale le face prin îngeri, prin fapte minunate, prin arătări și mai departe. Culmea Vechiul Testament, da, în ceea ce privește teofanie, avem sigur arătarea Sfintei Treimi la stejarul din Mamvri și alte multe locuri în Vechiul Testament unde se vorbește despre prefigurarea Sfintei Treimi din Noul Testament. Da. Superioritatea religiei Vechiului Testament față de religiile panteiste, da, budiști și hinduiști, constă în faptul că evreii l-au conceput pe Dumnezeu, l-au văzut, așa l-au primit în descoperire, ca un Dumnezeu personal. Da? Dumnezeu personal, un singur Dumnezeu, monos, teos, da? Și transcendent, adică dincolo de lume, nu în lume. Un Dumnezeu care comunică de la distanță, prin energii, prin îngeri, da? Prin revelații, revelații dumnezeiască, prin inspirația divină sau dumnezeiască. De aceea și în Vechiul Testament, această transcendență a Dumnezeu este coroborată, este legată strict de fenomenologia sacru din Vechiul Testament. Deci sacru, deci avem, iată, scara lui Iacob, Iacob care doarme cu capul pe piatră în Betel și care vede, visează și vede o scară care leagă cerul de pământ pe care urcau și coborau îngerii de la Dumnezeu până la lume. Iată, vedem o scară a îngerilor. Dumnezeu se revelează pe această scară, a scara lui Iacob, cerul a scara lui Iacob. Da. Apoi, spuneam de momentul culminat al Vechiului Testament este urcușul Moise pe muntele Sinai, da? Cunoașterea, necunoașterea, vederea, nevedere a lui Dumnezeu în tunericul luminos pe muntele Sinai. Ei, acolo el vede, cum spune Sfântul Gheorghe de Nisa, în viața lui Moise, el vede în nevedere, sau mai presus de vedere, vede în întunericul luminos, cortul cel nefăcut de mână omenească, adică pe însuși Fiul Dumnezeu în energiile lui, nu în dumnezeirea lui, în ființa lui. Da. Că dacă citim acolo în cartea Sfântului Samit, Dumnezeu îi spune ce trebuie să fac, trebuie să construiască cortul sfânt. Deci cortul sfânt, Moise îl face după chipul, după modelul cortului celui nefăcut de mână omenească. Iar cortul este strămoșul templului de la Ierusalim, da? Da? Iar biserica creștină, bazilica, este și ea legată tot de
această descoperire a lui Dumnezeu, da? Și de ceea ce Dumnezeu, și legătura între Vechiul și Noul Testament. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Cum văd eu legătura între transcendența lui Dumnezeu și prezența sacrului în lume? Sacrul este circumscris, spațial și temporal. Adică cortul sfânt mai întâi, templul sfânt, da? Este circumscris. Adică sfânt e cortul, nu și împrejurimile lui. Da? Sfânt este timpul liturgic care se petrece în cort. Da? Da? Sfânt este templu și cultul lui ce se petrece acolo. Iată, vedem lacul din Viteza. Lacul din Viteza, acolo cubora din când în când în scăldătoare și vindeca. Acolo Dumnezeu nu trimitea îngerii peste tot. Da? De sacru era circumscris spațiu temporal. Da? Aceasta pentru că Dumnezeu se manifesta în pedagogia sa divină, etapizat, adică în sensul de pregătire a neamului omenesc, în primul rând a poporului ales și mai apoi a umanității, pentru mare de revelație, adică taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută, adică întruparea Fiului Dumnezeu, Fecioara Maria, apoi învățătura lui, botezul, învățătura lui, ascultarea lui față de Tată, predicarea învățăturii cele adevărate, răstignirea, moartea pe cruce, porerea la iad, înălțarea la cer, așezarea de dreapta Tatălui și temerea bisericii pe porerea Duhului Sfânt. Deci iată, lumea nu era pregătită ca să primească dintr-o dată, ex abrupto, da? Aici vedem pedagogia și înțelepciunea lui Dumnezeu, cel unu, care de fapt nu se putea manifesta doar, ca să spun așa, extrem de discret, în Vechiul Testament avem prefigurarea Sfintei Treimi, pentru că n-ar fi înțeles nimeni nimic, pentru că era pericolul politeismului, pentru că popoarele păgâne erau politeiste, ele se închinau la mai mulți zei, s-ar fi absolut sigur ar fi confundat treimea cu multitudinea de divinități de zei ca la popoarele păgâne. Absolut. Deci nu era. Și știți foarte bine că iată Dumnezeu a pregătit lumea prin poporul ales și apoi a pregătit lumea prin înțelepciunea unui alt popor ales, adică poporul elen, da? Prin filozofia greacă, care a trecut de la mitologie, la filozofia sistematică, la Socrate, Platon, Aristotel, etc. Acum, sigur, vă să vorbesc despre islam și după aceea să avem puțin timp să vorbim despre creștinism, da, da, da. Care este esența. Și continuă cu filozofia, altă întâlnire, că nu putem să... Da. Sigur, islamul... sunt trei religii, sunt numite religii cărți, da? Religia mozaică, religia islamică și creștinism. Eu spun că e forțată această asociere, e forțat. Pentru că religiile cărții, pentru noi, cel puțin, nu sub punct de vedere, sunt Vechiul Testament și, deci, mozaismul și creștinism. Sigur, musulmanii n-avem nimic cu dânsii. O altă religie fascinantă pe care eu admir, pe care o citesc cu plăcere, am citit Coranul de mai multe ori, și din islam sunt uimit și fascinat de mistica islamică, mistica sufi și nu numai atâta. Aceea îmi pare rău când văd anumite persoane care vorbesc, nu știu cum să spun, despre islam, lăsând la o parte fundamentalismul islamic, nu e problema noastră, acum sunt alte probleme, eu vorbesc de doctrina curată, autentică a islamului, de ramurile, teologia islamică, de mistica, ascetica și mistica, care sunt deosebit. Pentru că haideți să vorbim serios, există musulmani și islamici, oameni pașnici, oameni creativi, creatori, artiști, mari matematicieni, oameni de știință, sigur, și avem ce să apreciem din această cultură și credință a lor, sigur. Nu putem să aruncăm la coșul de gunoi anumite lucruri care pe noi ne depășesc, nu sunt de competența noastră, da. Sigur, Avicena, Averroes, cei care au scolastica medievală și toată datorează lor. Și matematica le-au adus-o. Și pe Aristotel, ei l-au adus în Occident. Prin ei. Pentru că Aristotel nu exista, pur și simplu. Pentru că au făcut ravage, ca să spun așa, pozitiv. Platonismul, neoplatonismul a pus. Păi, avem școala neoplatonică de la Florența, cu Marsilio Ficino, da, Nicolaus Cusano, Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola, care erau niște enciclopediști, care se spune că studiau tot, absolut tot.
Sigur că nu este așa, dar oricum erau mari, uriașe personalități ale lumii. Și iată, vine dintr-o dată, vin filozofii arabi cu filozofia aristoteliciană, vin cu matematica, vin cu cifre exacte, cu sensibilul și materialul, cu dinamismul care a vorbit Aristotel în fizică. Și iată, vedem dintr-o dată că balanța se înclină pe perioada nominalistă, avem perioada de mijloc prin Toma d'Aquino, și până vine perioada nominalistă, da, care anunță sfârșitul scolastic și trece la altă perioadă, perioada modernă. Da, sigur. Legat de islam, avem sigur că avem un raport de transcendență abilințiu de la început. De la început. Religia islamică este monoteistă, clar. Da, monoteistă, clar. În sensul că, iată, vedem că Allah dictează. Deci Allah cel de sus. Chiar dacă ai fost aici, lângă păstorul, deasupra capului păstorului Mahomet, el tot transcendent era. Aici. El rămâne transcendent. El dictează Coranul, da, da? Arhanghelul Gavril, da? Dictează Coranul. Și atenție, avem ceva extraordinar care îmi lipsește în tradiția creștină. Îi dictează cuvânt cu cuvânt. În revelația și inspirația divină din Biblie se vorbește de o revelare prin imagini, prin cuvânt, adică autorul sfânt, profetul, sfântul evanghelist, da? S-a simțit, a auzit glasuri, cuvinte în minte, a auzit glasul, cum am sfie și am auzit, și a văzut în lumina inimii lui, a văzut, de exemplu, Moise a văzut în lumina care a trimis-o Dumnezeu în cer, cum a făcut el lumea. Și Sfântul Ioan Evanghelistul a văzut în lumina revelației inspirației. Deci inspirația, se spune, inspirația divină asemănătoare inspirației artistice în general și poetice în special. Deci iată, numai că la Mahomet e altceva. Îi se dictează cuvânt cu cuvânt. De cuvânt cu cuvânt ca să scrie Coranul. Iată, deja de la începutul acestei religii extraordinare avem relația clar conturată, perfect conturată între transcendentul Allah și imanent. Corespondență absolută, care nu poate fi interăgătuit. Acum, sigur că e foarte mult de vorbit despre islam. Mergem mai departe la creștinism. Cum am spus și credincioșilor mei, da, ce să facem, asta este. Tocmai când eram la mijlocul predicii, unei doamne s-a făcut rău și a căzut și s-a spart osul la pometele, la salvare, medici și mai departe. Am început așa și că eu le spun tuturor, ca să ne ferim de bigotism, să nu credem în bigotism, că avem atâtea exemple de bigotism, care este o formă maladivă a religiosului, da, bigotul. Bigotul este și ignorant și este și fanatic. Bigotul este deopotrivă ignorant și fanatic. Și din cauza ignoranței nu că nu știm, nu știu ce nu știe. Nu cunoașterea din cărți tratate, n-are cunoștința a Duhului Sfânt. Deci n-are rugăciune, n-are meditație, n-are post, n-are contemplație, n-are lumina cunoștinței. Ca dar, oamenii care se împăunează aroganți, ei cred că știu ei. Nu, nu. Noi nu știm nimic. Tot ce primim, primim prin luminare de sus. Dacă ne cerem, dacă ne rugăm, orice facem, trebuie să cerem, să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu cunoștință, ca să înțelegem. Ca să înțelegem. Și am spus așa, trebuie să fiți de acord cu mine că cea mai înaltă formă de existență din toate pe care le știm este cea spirituală. Cea mai înaltă, cea mai frumoasă. Chintesența vieții spirituale e conștiința. Conștiința. Avem conștiință psihologică, da? Conștiința psihologică, pe care putem numi conștiență, adică eu sunt conștient că beau apă, sunt conștient că dau telefon, sunt conștient că există, mă pipă, sunt conștient că sufăr. De aceea, un părinte al bisericii spunea că iadul este net superior neantului. Când iad, aici, ceea ce nu există neant, știu că sufăr. Da. Și avem conștiința morală. Conștiința morală care este antecedentă, te prevestește dinainte, este concomitentă, este subsecventă, adică te mustră, adică te însoțește când faci greșeala. E acolo, cum spunea Jean-Jacques Rousseau, conștiință cu instinct divin, cum spunea Kant, mă uimește, două lucruri mă uimesc.
cerul stelar și legea morală din mine. Da? Deci oamenii, dacă și-ar asculta instinctul moral al conștiinței care e pus prin Dumnezeu în noi, în conștiința noastră ontică sau transcendentală, cum spune Kant, în noi, acolo, da? Ameargă și mai puțin. Dar nu ascultă, o maculează, o astupă, pun ceva ca să nu-i mustre, pun ceva ca să nu-i împiedice să vârșească, să ajungă la plăcerile care își doresc. Deci conștiință. Maică, ce este conștiință? Și spun, Părinte Stăniloae, magistrale, teolog al nostru unic. Deci conștiință vine de la cum, cuvinte latinești, cum plus cunosco. Cunosco, cunoaștere împreună. Nu există conștiință, cunoaștere fără cunoaștere împreună. Adică cunosc cu cel împreună cu celălalt. Da. Și este foarte interesant. Dumnezeu nu poate fi o idee, nu poate fi o forță universală, cum spune profesorul Dulcan, nu? Care are oarecare legătură energetică cu creierul uman. Nu, pare rău. Dumnezeu, domnul Dulcan, nu este Dumnezeu bisericii al Bibliei, al revelației dumnezești. E un Dumnezeu al savanților, nu este Dumnezeu lui Isaac, lui Avram, lui Isaac, lui Iacob, cum spune Bale Matematicea în francez. Da. Așa. Deci nu poate fi. Pentru că așa cum ne învață teologia, această știință dumnezeiască, dar al lui Dumnezeu, că cea mai înaltă știință, împreună cu filozofia, da, da, ne învață, nu există cunoaștere autentică decât la același nivel personal. Adică nu există cunoaștere între un om și un pom. Nu există. Lucrurile din natură sunt medii, mijloace ale dialogului nostru între o altă și cu Dumnezeu. Nu există o cunoaștere între un om și un animal. Se înșală iubitorii de animale, sigur, e un lucru extraordinar că iubim animale. Nu putem avea o comunicare și o cunoaștere cu ele. Pentru că trebuie să fie cunoaștere la același nivel ontologic și existențial, la același nivel de conștiință, da? Deci cum cunosc-o, da? Da? Deci nu poate fi impersonal, nu poate fi personal, pentru că n-are cum, nu știe că există. Ori ceea ce cine nu știe că există, nu există la propriu. Și avem un exemplu clar, deci este logic. Am întrebat oameni care au avut sincope, adică au căzut în neștire, ore sau chiar zile. Nu știu nimic despre viața lor. Nu știu. Biologic există. Inima a mers, conectat la aparate, injecții, dar nu știu că există. Deci nici acea divinitate n-ar ști că există. Deci nu poate exista. Apoi, nu pot fi doi Dumnezei. Deci dualismul este greșit. Este eronat, este o învățătură greșită. Da. Pentru că fantastic, spune Părintele Stăniloae, eu și tu, pentru că el face referire la cartea lui Martin Buber, eu și tu, și spune, tu, pentru eu, este și fereastră și zid. Deci, al doilea, pentru primul, este și fereastră, mă deschizi spre tine, dar mă și închid. Adică nu mai este niciun orizont dincolo de noi. De aceea, proba de foc a iubirii între doi este a treia persoană. De aceea copilul în familie este proba de foc a iubirii, a dragostei între soț și soție. De aceea ia de la al treilea un număr în sfârșit de persoane, de ființe umane, care îmbogățesc dragostea sau prietenia sau de la se comun între doi. Deci nu pot fi binele și rău pe același nivel ontologic și esențial ca în religiile dualiste. Da. Atunci, cine rămâne? Revelația despre Dumnezeu, unul în ființă și în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aici, sigur, e foarte mult de vorbit despre Sfânta Treime, da? Despre treimea transcendentă și treimea imanentă, dar aminteri, părinții bisericii secolul IV au făcut o distinție clară între teologie și economie. Prin teologie au înțeles relațiile de comuniune și iubire supremă și absolut, această viață și iubire infinită între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, adintra în Sfânta Treime, și treimea economică, adică treimea care a creat lumea, care se prezintă lumea de la Tatăl prin Fiul în Sfântul Duh. Și de aici am putea vorbi despre fiecare Sfânt Părinte în parte, despre triadologia,
apologetul polemistul despre triadologia lui Origen, despre teologia Sfântului Atanasie cel Mare, a Părinților Capadoceni, a Sfântul Chiril Alexandrii, a Grigore Taumaturgu, a mai vorbesc de Sfântul Unisferul, pentru că este fantastică și puțin cunoscut. Fantastică! Triadologia în opera de Ionisaru Pagitu. Puțin cunoscut, puțin înțeleasă. La Valea de Filozofie din București se dau test doctorat despre filozofia și teologia Sfântului Ionisaru Pagitu, relația cu Proclus, contemporanul lui, ultimul și cel mai mare filozof neoplatonic. Da? Da? Am participat la mai multe discuții și am constatat că candidații aveau multe lacune în ce privește, mai ales teologia Sfântului Ionisaru Pagitu, influențați de lucrări care au apărut în Occident și aiurea, chiar și la noi, despre exemplu identificarea Sfântului Dionisie Pagitu cu Dionisie Sigus, cel care a stabilit cronologia, da? A scris Părintele Gheorghe Drăgulin, vreo 13 cărți despre asta, dar niciun savant nu l-a cirat, în sensul că au zis că e o diferență foarte mare și cumva asocierea a fost forțată. Numai ce mai vorbesc de Sfântul Maxim Mărturisitorul, care e cea mai bună cea mai strictă, să nu spun definiția, învățătură despre relația dintre treimea transcendentă și treimea imanentă. Apoi, la Sfântul Grigore Palamas, de asemenea, apărătorii energiei divine create, luminii taborici, și mai departe, și a marilor teologi care au apărut în perioada modernă, da, cu Nicodima Ghioitu, secolul al XVIII, și apoi mari teologi ruși în diaspora, în secolul al XX-lea, români și sârbi, Iustin Popovici, Mitru Stăniloae, Vladimir Loschi, Pole Evdokimov și mai departe, alți mari teologi, Boris Bobrinskui, Ziziulas, grecul, Christus Ianaras și alții din care putem vorbi despre raportul între extraordinar fascinant, pentru că nu este deloc ușor să înțelegi raportul între Dumnezeu cel transcendent și lumea imanentă. Da. Tocmai că iată, vedem, suntem la sărbătoarea Rusaliilor și Sfânta Treime. Duhul Sfânt spune Sfântul Apostol Pavel la Epistola către Romani, capitolul 8, pătrunde în noi, sălășluiește în noi, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt. Da? Sunt cuvintele Sfintei Evangheliei. Și cum spun părinții Bisericii, Sfântul Duh pătrunde în inimi. Pentru prima dată Hristos ajunge în inimile oamenilor prin Duhul Sfânt, la Rusalia. Pentru prima dată. În inimă. Iar Duhul Sfânt aduce pe Hristos în inimă, Hristos este mai vizibil, mai prezent în inimă, că în rugăciunea inimii Hristos vine ori de-a dreapta Tatălui, ori din inima omului. Vine de-a dreapta, vine din capul, că e capul bisericii, vine din inima omului, el tot transcende, rămâne. În maximă apropiere în inimă. Iar Duhul Sfânt e mai misterios, persoana cea mai misterioasă, pentru că se ascunde, pătrunde, auziți, pătrunde interioritatea, taina a euului. Auziți, se acoperă cu euul uman. Dacă putem vorbi de smerenie absolută a Fiului Lui Dumnezeu, putem vorbi de smerenie totală absolută a Duhului, care se ascunde, se învăluie cu euul uman, într-o modestie, smerenie, incomensurabilă. Și Duhul Sfânt ne învață, n-am putea să ne rugăm fără Duhul Sfânt, n-am putea să numim, conform învățăturii Sfântului Apostol Pavel, pe Iisus Domn, n-am putea să numim pe Tatăl Tatăl, n-am putea să rostim rugăciunea Tatăl nostru fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care suspine cu suspine grăite interiorul ființei umane. Iar Augustin a zis asta, că spunea că l-am căutat pe Dumnezeu în afară de mine, era în mine. O frumusețe atât de vechi și atât de nou. Te căutam în afară mea și tu ești în mine. Da, da. Extraordinar. Este interior intimul meu. Mai interior în mine decât sunt eu însumi. Se află în vârful sufletului meu. Și a ajuns la el numai prin extazul mistic, extazul mistic că l-a experiat la Ostia, mama lui Monica. Când a avut o experiență mistică, a fost înălțat, a trecut luce, stele, prin sture. Au zis, s-a înălțat dincolo de luce, stele, de soare și stele, dincolo și a coborât unde? În inima lui, nu l-a găsit acolo pe Dumnezeu, ci l-a găsit în inimă, în vârful sufletului lui. Deci, iată, Dumnezeu este transcendent în maximă profunzime a ființei umane. Rămâne tot transcendent. Da. Cum spunea un filozof român, Constantin Noica, preluând ideile lui Sfântului Fericitului Augustin, trebuie să fim infideli euului în drumul nostru către sine, să-L găsim acolo pe Dumnezeu, în inimă, în iubirea noastră, iar legătura dintre creat și necreat, așa cum, după câte știu, spuneau Sfinții Părinți, se realizează prin Harul Sfânt. Și este un lucru extraordinar.
Părintele Dumitru Stăniloae spunea că Dumnezeu întrunește și persoana și absolutul și iubirea într-o... Dar iubirea este cea mai puternică forță, da, care leagă. O altă imagine a Trinității. Vă propun, Sfinția voastră, să continuăm dialogul. Cu mare drag, cu mare o sărbătoare să vină aici la dumneavoastră. Pentru noi, că ne împărtășiți atât de multe lucruri frumoase, să discutăm și despre... Nu spune nimic de la mine, totul e din la părinții părinți, mari teologi, învățători a bisericii. Nu ne provodim pe noi. Să continuăm tema cu abordări în domeniul filozofiei. Sigur că da, cu mare drag. Trinitatea și imanența și... cu permisiunea dumneavoastră, cu acceptul dumneavoastră, să discutăm și despre teologia Trinității, așa cum Sfânta apare Treime. La Sfânta Treime. Luăm etapizat. Da, exact. La dogma, părinți, dogma Sfintei. Dogma Sfintei Treime, da, până în epoca... Ca asta mă pregăteam eu la biserică și am mai ajuns să vorbesc despre ea. Da, dar poate continuăm aici într-un dialog. Da, sigur, sigur că da. Vă mulțumim cu mult drag, cu multă bucurie, Sfinția voastră, pentru prezența dumneavoastră, pentru cuvintele dumneavoastră și vă așteptăm cu multă bucurie. Vă mulțumesc că eu sunt omul potrivit la locul potrivit. Da. Mulțumesc foarte mult, doamne. Ca carismatic, dăruit de Dumnezeu. Nu, eu sunt un... Asta e opinia mea acum.